Un incendiu violent a izbucnit la un depozit de furaje din cartierul Lițcani din municipiul Suceava la sfârșitul săptămânii trecute. La fața locului au intervenit pompieri militari cu 5 autospeciale de stingere. Au ars depozitul de furaje pe o suprafață de aproximativ 240 de metri pătrați și aproximativ 100 de baloți de fân. Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost fumatul în locuri nepermise. Pompierii au reușit să salveze un graj de animale și o casă de locuit.